Bună, dragii mei! Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag pe toți. Cum sunteți? Sper că sunteți toți bine acolo unde sunteți, împreună cu familiile voastre. Vă doresc Happy Halloween la toți. Cei care, bineînțeles, sărbătoriți această sărbătoare, eu o fac așa pentru faptul că am și copilași ca ei să se bucure. Și, bineînțeles, eu de Halloween fac ritualul, da? În special ritualul de dezlegare, în special ritualul de îndepărtare a răului, da? Chiar dacă este o sărbătoare simbolică, care nu este scrisă în calendar, este inventată de american, dar să știți că are o anumită energie această sărbătoare, dacă știi cum să lucrezi cu magia și cum să îndepărtezi, bineînțeles, răul din calea vieților noastre. Voastre, mă refer, și a mea, bineînțeles, de ce nu. Cu această ocazie eu vă pup și vă îmbrățișez. Sper din suflet că sunteți bine. Vă mulțumesc la toți abonații mei și, bineînțeles, la toți clienții mei de pe WhatsApp pentru toate mesajele și sper să vă fie de leac toate ritualurile și toate descântecele care eu vi le dau, dragii mei. Acum aș vrea să vă prezint, dragii mei, o potcoavă de cal, ia uitați-o ce frumoasă este, care atrage norocul în viețile noastre. Această potcoavă niciodată nu o veți pune la ușă așa, da? Pentru că nu de sus vine banii, de jos, da? Dacă ați fost vreodată în Târgu Jiu la poarta sărutului, ați văzut că este coloana în jos. Chiar și aici în Italia toate bisericele catolice au arcul în jos. Este foarte bine dacă voi vă faceți rost de asemenea potcoavă și o aveți de fier, pentru că având-o de fier puteți să puneți chiar și magneți pe ea și atunci o veți pune la intrarea în casă în felul următor pe perete ca să atragă abundanța banilor și toți banii care vă intră în casă să rămână la dumneavoastră, să nu mai dispară. De ce vă prezint această potcoavă? Nu vă arăt niciun ritual, ritualul voi face eu pentru voi toți. Iarăși vă spun, mai ales că este și Halloween-ul, da? Acest bostănaș așa cam nu e super ok cum l-am făcut eu, dar nu contează, eu l-am creat după mine, m-am și tăiat un pic la deget, dar ce contează? De ce vă prezint această potcoavă? Pentru că începând din această seară, dragii mei, până luni seara, voi face, bineînțeles, ritualul de dezlegare, rugăciuni de 3 zile, da? Și, bineînțeles, și cu această potcoavă voi descânta această potcoavă și voi pune lista tuturor celor care aveți nevoie de sporul banilor și, bineînțeles, care aveți nevoie de protecție la banii voștri și noroc, de ce nu, pe finanțele voastre, da? De aia am intrat să fac acest video, ca să vă spun la toți cei care vă uitați să vă lăsați, dragii mei, dorința despre bani, da? Și bineînțeles și despre dezlegări, dacă voi doriți, lăsați-vă scris. Eu voi intra mereu pe acest video și voi vedea mereu mesajele scrise și le voi adăuga mereu pe listă. Și bineînțeles, mă voi ruga, dragii mei, pentru toți cei care veți lăsa scris dorință pentru bani și dezlegare în primul rând și vă voi băga sub protecția acestei potcoave care eu în această seară o voi descânta, o voi băga în apă cu sare, după aia voi pune mentă, rozmarin, busuioc, salvie și toate plantele care, bineînțeles, și boabe de muștar, miere de albine, scorțișoară, tot ce atrage bani, da? Și veți fi băgați, dragii mei, în această listă unde eu voi descânta această apă cu tot ce este în ea și sub castron pun lista tuturor celor care aveți nevoie de ajutorul meu. De aia am intrat ca să vă spun, dragii mei, lăsați-vă scris toate dorințele voastre legate de bani în primul și în primul rând și bineînțeles legate de dezlegări, pentru că noaptea de Halloween, adică mâine seară, poate să înceapă și din seara asta, dar de fapt duminica seară este adevărata sărbătoare, vă voi crea un alt bostan, ăsta e pentru copiii mei, l-am pus așa de decor, și acel bostan va avea în mijloc, bineînțeles, o lumânare de culoare neagră descântată pentru îndepărtarea tuturor farmecelor, blestemele, ghinioanele din viața tuturor celor care lăsați scris. Bine, dragii mei! Haideți să vedem energia acestor ritualuri. În primul rând mă voi axa pe ritualul cu bostanul care eu o să vi-l fac vouă.
Și voi care veți lăsa, bineînțeles, scris, toți cei care simțiți că aveți farmece, blesteme, care aveți foarte multe ghinioane, pe bani, în dragoste, nu contează ce, vreau să vedem energia acestui ritual care eu îl voi crea pentru voi și vă voi băga pe toți pe listă, să vedem, dragii mei, ce vă indică o carte pentru toți cei care veți lăsa vis-a-vis de Bostan, da? Haideți să vedem. Da, va dispărea din viețile voastre, ia uitați, va dispărea falsitatea, va dispărea perversitatea, șmecheria. Toți cei care veți fi băgați aici, sub, în ritualul cu bostanul, dacă aveți persoane false în jurul vostru, dacă cineva va șmecheri, va păcăli cu ceva anume, va dispărea toate aceste lucruri. Vor fi foarte afectate persoanele care v-au mințit, v-au trădat, v-au înșelat, de ce nu v-au furat bani sau ce știu ce v-au făcut, toate aceste persoane prin energia ritualului de Halloween, pentru toți cei care aveți farmece, blesteme și probleme mai imposibile, eu vă spun că persoanele care v-au făcut ceva și au lucrat cu falsitate vor avea un pic de tras. Și chiar vă rog frumos, toți cei care vă cunoașteți dușmanii și știți, în cazul în care aceste persoane li se va întâmpla ceva, orice, nu contează ce, pentru că nu este vina noastră, să-mi lăsați și mie scris un mesaj, să-mi spuneți, da, doamna Cristina, ia uitați, am auzit de respectivul sau respectiva că a pățit ceva. Deci energia este întoarcere, se va întoarce înapoi rău tuturor celor care vi l-a făcut. Și haideți să vedem, dragii mei, și pentru ritualul care vreau să vi-l fac, rugăciune care vreau să vi le fac pe podcoavă, da? O pun aici, bineînțeles, acolo să nu se încălzească. Hai să dăm bostăna și așa, să punem podcoava. Ia uite că am uitat să dau telefonul să opresc și acum am vin mesaje și n-am ce să fac, asta este. Nu pot să întrerup video. Dragii mei, haideți să vedem pentru voi toți cei care o să fiți băgați pe potcoava norocului cu rugăciuni ca să aveți spor de bani și realizări, ce carte vă iese vouă, ce vă arată. Da, dragii mei, se vor rupe ceva blocaje din viața voastră, în cazul în care voi, toți cei care vă vreți să vi se facă cu potcoava, chiar vă rog să specificați. Vreau pe potcoavă, vreau pe dezlegări. Și atunci eu voi ști unde să vă bag, da? Sau de ce nu, dacă doriți pe amândouă, lăsați scris în paranteză sub acest video, vreau și cu norocul, potcoava, vreau și pentru dezlegări. Asta vreau să vă spun, cartea arată blocaje, ruptura unor blocaje, deci dacă voi aveți ghinioane pe bani, blocaje pe bani sau ce știu ce probleme mai aveți, se vor rupe, da? Poate că nu la toată lumea, eu sper din suflet pentru toată lumea să funcționeze, dacă nu, oricum se va întâmpla ceva pozitiv în următoarele 3 zile, cât timp eu mă voi ruga vis-a-vis de banii voștri, vis-a-vis de succesul vostru și vis-a-vis, bineînțeles, de sporul vostru. Veți avea ceva, dragii mei, rezultate pozitive și chiar mă bucur și sper din suflet așa să fie. Și haideți să mai tragem o carte în general pentru amândouă lucrurile, da? Atât potcoava cât și bostanul de Halloween, să vedem ce vrea să zic o energie generală vis-a-vis de toate aceste lucruri, ce energie ne dă cartea generală. Da, ia uitați, veți fi învingător, veți avea puterea în mână sau poate să se refere la faptul că eu am puterea și cu puterea universului și bineînțeles și cu capacitățile mele să vă pot ajuta. Această sabie cu coroana care înseamnă învingător. Deci cartea este foarte bună, energia acestei cărți arată că da, mulți dintre voi care veți lăsa, dragii mei, comentarii sub acest video cu ce dorințe aveți, eu vă spun că veți avea rezultate garantate. Mie asta mi-este, asta vă spun, n-am cum să inventez, veți avea, dragii mei, chiar dacă sunt doar 3 zile de rugăciuni, nu contează, veți avea rezultate, dragii mei, pozitive și chiar mă bucur și vă iubesc pe toți, vă îmbrățișez și îmi doresc, bineînțeles, din suflet ca să fiți toți bine. Și bineînțeles că voi extrage și un înger, pentru că vreau să văd și un înger, un arhanghel, ce spune vis-a-vis de energia generală acestor ritualuri care eu rugăciuni, că și rugăciune e tot un fel de ritual, dacă e până aici, ce energie mi-arată mie pentru aceste două lucruri care eu vreau să le fac pentru voi, dragii mei, o să vă aducă pace, dragii mei, Arhanghelul Camiel.
Zice că pacea va fi cu voi și va veni în casa voastră. Doamne ajută, să sperăm că toată lumea ne găsim pacea și liniștea sufletească. Vedeți, Arhanghelul Camuel vă va aduce pacea. Nu uitați că eu în toate rugăciunile mele invoc și arhanghelii, anghelii, îngerii și arhanghelii, mă scuzați, am zis în italiană, ca să vină să mă ajute și bineînțeles toate spiritele luminii. Toate spiritele supreme din univers le invoc să vină, dragii mei, în ajutor, pentru că singură fără univers și fără puterea universului n-aș putea să fac nimic pentru nimeni dintre voi. Așa că, dragii mei, vă mai repet o dată, lăsați-vă sub acest video comentarii, dragii mei, cu ce vă doriți, să încep deja să fac lista pentru voi toți care veți apela, bineînțeles, la mine. Cu această ocazie, dragii mei, eu vă doresc din nou un Happy Halloween, cine sărbătorește cu copiii voștri acolo să se bucure. Aici în Italia se merge cu dulcetto scherzetto, în fiecare ușă, exact ca în America, sun și zici dulcetto scherzetto și ți se dă niște dulciuri. Copiii se bucură foarte mult, este o chestie pentru copii mai mult, dar are o conotație foarte mare și în magie. Cine cunoaște lucrul ăsta știe, da? Nu degeaba s-au făcut filme de groază, de Halloween, că se întâmplă aia, se întâmplă aia. În unele zone unde bântuie cu adevărat spirite, chiar într-adevăr sunt lucruri care se întâmplă. Cine nu le-a văzut, n-au de unde să știe. Eu cu ochii mei am văzut și văd și pot vedea chiar și spirite care nu pleacă de aici, de pe pământ, rămân întrapolate pe pământ din cauza că nu-și găsesc liniștea și multe dintre ele nu sunt rele, au nevoie de ajutor ca să plece spre lumină. Da, sunt și cele rele, alea sunt... Ce să-i faci acolo, trebuie apela la un preot, la rugăciuni puternice, depinde și de noi oamenii ce facem ca ele să poată veni. Da? Ele vin doar în casele în care omul nu are deloc credință și bineînțeles unde sunt dezechilibre foarte mari, ele au puterea să vină acolo, în acele case unde oamenii nu mai cred deloc în Dumnezeu. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc de asemenea tot binele din univers, dragii mei. Vă iubesc și vă aștept în număr cât mai mare aici la canalul meu, Crista Rochi. O zi frumoasă să aveți!